Timp de două zile, municipiul Târgu Jiu va deveni din nou nucleul discuțiilor asupra patologiei respiratorii în practica medicală curentă. Evenimentul este găzduit de această dată de unul dintre partenerii oficiali, Universitatea Constantin Brâncuș. Este un simpozion interdisciplinar la care sunt așteptați să participe aproape 300 de medici care activează în domeniu, fie că sunt medici de familie, fie că sunt medici specialiști, fie că sunt reprezentanți din alte universități. Este un simpozion organizat împreună cu Societatea Română de Pneumologie și este doar una din acțiunile care se desfășoară în prezent în universitate, pentru că, începând de mâine, se va desfășura în universitate o conferință națională studențească intitulată Zilele Cercetării Științifice Studențești, din nou pe parcursul a două zile, iar sâmbătă va fi o altă conferință națională a Facultății de Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative. Ca de fiecare dată, coordonatorul științific al proiectului este doctorul Constantin Marica, președintele secțiunii de tuberculoză a Societății Române de Pneumologie, Gorjan la Origini. Temele care sunt abordate în calitatea mea de coordonator științific reflectă, de fapt, toată patologia respiratorie, începând cu infecții respiratorii, cu supurații, cancerul broncopulmonar, sindromul de apnee în somn, terapiile moderne în cancerul broncopulmonar și, bineînțeles, eterna tuberculoză. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, prin Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, menține în permanență o colaborare cu medici specialiști tocmai pentru o dezvoltare cât mai amplă a specializării de asistență medicală generală. Pe viitor, decanul facultății se gândește să și pună bazele unui program de studiu de farmacie și chiar medicină generală, însă totul pas cu pas spre o reușită sigură. Din punctul nostru de vedere, al Facultății de Științe Medicale și Comportamentale și al Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, participarea în calitate de partener la astfel de simpozioane pe teme medicale nu face altceva decât să contribuie la creșterea calității procesului de învățământ, la creșterea calității programelor de studii universitare de licență și masterat pe care noi le oferim pe acest segment medical, și sperăm că împreună cu medicii care participă la aceste activități științifice pe teme medicale și studenții care au și de asemenea lucrări științifice, să creștem calitatea actului educațional. La anul, evenimentul va fi găzduit de același partener, numai că reprezentanții UCB speră ca lucrările noului sediu să se finalizeze, pentru ca manifestarea științifică, devenită deja tradiție, să poată fi desfășurată în sala de conferințe a instituției, o sală special amenajată la standarde europene, unde și numărul participanților poate fi mult mai mare.